Individul de 43 de ani din comuna Păltiniș se afla sub influența băuturilor alcoolice când s-a urcat la volanul autoturismului său. Acesta conducea pe drumul ce leagă orașul Daraban de comuna Păltiniș. La un moment dat, cel mai probabil din cauza stării de ebrietate în care se afla, a intrat pe contrasens și s-a izbit violent într-un autoturism Volkswagen Golf. La volanul acestuia se afla preotul Ioan Biță, de 71 de ani din comuna Brăiești, iar pasager era un alt preot din județ. Impactul a fost extrem de puternic, cele două mașini fiind proiectate la distanță foarte mare una de cealaltă. Părintele a fost grav rănit și transportat la spital, unde a fost supus unor intervenții chirurgicale. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, preotul a murit la spitalul județean Mavromati. Grav rănit a fost și celălalt preot din autoturism. În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Mâine acesta urmează să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive.